Tragedie rutieră în nordul țării. O femeie în vârstă de 65 de ani a decedat după ce mașina condusă de soțul ei s-a tamponat în plin cu un microbuz marfar. Totul a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute, în apropierea satului Recea din Raionul Râșcani. Potrivit datelor oferite de către ofițerul local de presă, Lilia Harea, totul s-ar fi întâmplat după ce microbuzul, condus de un șofer de 60 de ani, s-ar fi defectat din mers, iar conducătorul a pierdut controlul asupra volanului și a ieșit pe contrasens. În acel moment, din direcție opusă, venea o mașină condusă de un bărbat de 65 de ani, care o avea ca pasageră pe soția lui. Din nefericire, acesta nu ar fi reușit să evite impactul și s-a tamponat frontal cu microbuzul care ieșise brusc în cale. Din nefericire, în urma coliziunii, pasagera din mașină a decedat pe loc. Ambii șoferi au fost supuși etilotestului, iar rezultatele au demonstrat că niciunul dintre ei nu consumase alcool. Presa locală scrie că femeia decedată era învățătoare la școala din satul Recea. Pe cazul dat a fost inițiată o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.